Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Am ales astăzi ca subiect ineficacitatea statului român, ineficacitate rezultată în cei 30 de ani de democrație constituțională, nu spun 32, deoarece din 1992 avem primul parlament ca rezultat al adoptării Constituției din 1991. În perioada 90-92 am asistat la perioada de provizorat ca rezultat al alegerilor din mai 1990 pe baza decretului lege numărul 92 din 1990 pentru alegerea Camerei Deputaților, a Senatului și a Președintelui României, care a constituit nu numai o lege electorală, dar și o mini-Constituție. Însă rezultatul nivelul de trai al cetățenilor români în concordanță cu actele normative adoptate în această perioadă, cu reformele în domeniul economic, social, educativ și sanitar, da, și al securității naționale, al justiției, din păcate nu au dus la realizarea unui deziderat foarte important de care se tot vorbește în toate mediile, și anume crearea pentru cetățenii români a unui nivel de trai decent. Și încep cu ceea ce spune articolul 47 din Constituția României, și anume că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, precum și la alte forme de asistență socială prevăzute de lege. De asemenea, cetățenii au dreptul și la măsuri de protecție socială, așa cum prevede legea, dar și la măsuri de asistență socială publice sau private consacrate de legea organică. Foarte important în contextul acesta economic este dreptul de proprietate. Însă nu pot să nu discut despre articolul 135, foarte puțin uzitat în toată această perioadă, care se referă la economie. Și anume, economia României este economie de piață bazată pe liberă inițiativă și concurență. Spune mai departe articolul 135, statul trebuie să asigure, deci trebuie să asigure. Și anume, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru crearea cele mai importante activități în economie, în piața valutară și financiară, dar și libera inițiativă. Mai mult decât atât, în continuarea acestui articol 135 se spune că statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național, stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, protecția artei și protecția drepturilor de autor, stimularea artei în mod special. Mai mult decât atât, statul trebuie să asigure crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții, trebuie să asigure protecția mediului ecologic prin menținerea acestuia. Mai mult decât atât, aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene și, foarte, foarte important, cum am spus și poate o repet, pentru că e un aspect care ar fi trebuit să fie stabilit și dus la îndeplinire în concordanță cu ce spune acest articol 135,
exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național. Acum leg aceste dispoziții de dreptul de proprietate. Avem două articole din Constituție care se referă la dreptul de proprietate, și anume protecția proprietății private la articolul 44 și proprietatea înțeleasă în ansamblu ei la articolul 136 din Constituția României. Articolul 44, încep cu el, pentru că are în vedere protecția proprietății private, și anume dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Legea stabilește condițiile și limitele exercitării acestui drept. Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege, indiferent de titular. Și un aspect foarte, foarte important, care a suscitat foarte multe discuții, dar nu putem să nu recunoaștem că în condițiile aderării la Uniunea Europeană era necesară adoptarea prin modificarea constituțională în anul 2003 acestei dispoziții, și anume spune Constituția la articolul 44 aliniatul 2 faptul că străinii și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condițiile rezultate de aderarea României la Uniunea Europeană pe bază de reciprocitate în condițiile prevăzute de tratatele internaționale, dar și pe bază de moștenire legală. Pentru lucrări de interes general, autoritatea poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor. Iarăși un aspect foarte important. Sunt interzise naționalizarea sau măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase sau politice, precum și prin alte măsuri discriminatorii ale titularilor. Mai spune articolul 44 că despăgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau în caz de divergență pe calea justiției. De asemenea, foarte important este și faptul că este prevăzut în acest articol 44 și protecția mediului înconjurător. Să vă spun imediat despre ce este vorba, însă întâi trebuie să mă raportez la faptul că caracterul licit al bunurilor se prezumă, adică bunurile dobândite licit nu pot fi confiscate. Caracterul licit al dobândirii se prezumă, însă bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiunea contravenției pot fi confiscate numai în condițiile legii. Ce este foarte, foarte important, că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea sarcinii privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, adică statul răspunde patrimonial în acest caz, precum și pentru orice alte daune imputabile autorității. Ăsta este conținutul articolului 44 din Constituția României, care se referă la dreptul de proprietate privată. Mai avem articolul 136, care se referă la proprietate. La modul general, o să vedeți că aici avem incluse ambele tipuri de proprietăți, și anume că proprietatea publică este ocrotită și garantată prin lege, iar bogățiile de interes public ale statului, și aici ne referim în mod evident la subsol, spațiu aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, plajele, marea teritorială de interes național, precum și ale zonei economice exclusive, pot aparțin statului, însă pot fi date în administrare regiilor autonome sau în locație de gestiune, însă în condițiile prevăzute de lege. Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege, indiferent de titular. Am vrut să aduc la cunoștință aceste aspecte, probabil că
autoritățile statului român cunosc mai puțin, că în legea fundamentală, mai ales la articolul 135, spune statul trebuie, la articolul 47 statul este obligat, însă am ajuns într-o situație în care statul nu are soluții pentru a rezolva probleme legate de energie, de creșterea masivă a prețurilor, și aici mă refer la produse alimentare, dar și în toate domeniile, chiar dacă sunt semne că pensiile vor crește cu 6% în condițiile în care celelalte mijloace cresc cu 20%, nu știu în ce măsură cetățenii români putem spune că se bucură de un nivel de trai decent. Pentru a discuta despre acest subiect am 3 invitați în platou, iar prin telefon o să intre în direct cu noi președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul Horia Constantinescu, și în partea a doua, domnul profesor universitar dr. Mircea Coșa, fost ministru de stat. De asemenea, telespectatorii care intenționează să intre în direct cu noi o pot face apelând numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului, însă rugămintea mea este să întrebăm exact lucruri legate de specificul temei pe care o abordăm. Invitații mei în platou, domnul profesor universitar dr. Ioan Gherghina, care este președinte Partidul ADER și vicepreședintele Societății Române de Pediatrie, supra-specializat în alergologie și imunologie. Bună seara, domnule profesor! Bună seara dumneavoastră și stimaților telespectatori! Domnul Răzvan Condurățeanu, fost deputat în Parlamentul României, membru PSD. Bună seara, domnule Condurățeanu! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Și domnul Marian Cotinghiu, analist economic, antreprenor, este chiar, pot să spun, în domeniu în această seară și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara! Vă mulțumesc și bună seara celor ce ne ascultă și invitați-vă din platou. Încep cu domnul profesor Gherghina. Sunteți președintele Partidului ADER, probabil că în anul 2024, mai devreme, nu știu dacă vor fi alegeri, mă refer la alegeri anticipate, chiar dacă erau discuții că președintele României ar pleca în funcția de secretar general al NATO, nu cred că se va întâmpla asta. Vă întreb, ce soluții are Partidul ADER sau cum vedeți dumneavoastră situația economică? Pentru că aici sunt marile probleme, mai mult decât atunci, cu asta chiar închei, domnul Câțu astăzi a declarat că ne așteaptă o criză economică majoră și că e foarte greu, chiar dacă la nivel de TVA, la nivel de, eu știu, salarii, pensii, au ajuns la un acord comun cu PSD-ul, totuși să mărești pensiile cu 6% sau salariile nu rezolvă nimic în condițiile în care, pe partea cealaltă, prețurile cresc cu 15-20%. Și la toate inflația deja a trecut de 8%. Da, vă rog. Păi, ca să judecăm aceste lucruri despre economie, cum ar trebui să fie orientată și care e poziția partidului nostru, cred că ar trebui, așa cum procedăm noi în Partidul ADER, să plecăm de la nevoile fundamentale ale omului, care nu pot fi rezolvate altfel decât printr-o dezvoltare economică și pe asigurarea principalelor securități ale națiunii, ale țării. Dintre nevoile fundamentale ale omului, mă refer la alimentație, mă refer la adăpost, mă refer la sănătate și mă refer la învățământ, care înarmează pe fiecare persoană cu o pregătire profesională încât să fie capabil să se întrețină singur în viață. Deci nevoile fundamentale, ca să fie satisfăcute, au în spate elemente ale economiei. Și după aceea mai este încă o problemă, mai poate fi pusă și altfel, și anume țara trebuie asigurată din punct de vedere alimentar, din punct de vedere al energiei, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al învățământului. Se suprapun, se pătrund nevoile fundamentale cu nevoile de asigurare, de securitate și suveranitate și independența țării din punct de vedere al alimentației, din punct de vedere al energiei, și acele lucruri în această direcție trebuie dezvoltate. Acum e la ordinea zilei situația energiei. Este clar că nu s-a dat atenția necesară asigurării securității energetice a țării, deși în privința gazului, de pildă, România este considerat al doilea producător în Europa. Și așa și este. Deci al doilea producător.
Și atunci de ce trăim ceea ce trăim acum? Este o problemă foarte interesantă. O să intrăm poate gravă, în amănunte să vedem de ce. Deci asta este. Și atunci de ce s-a ajuns la așa ceva? Pentru că nu mai avem industria care am avut înainte de 89 și care consuma mult gaz. Era un mare consumator de gaz ca să întrețină acea industrie. Nu mai avem. Și atunci ce se întâmplă cu securitatea energetică din punct de vedere al energiei electrice? Producătorii de energie electrică, instituțiile, de ce nu sunt puse la punct? De ce nu produc? Mi-aș permite numai câteva elemente sigur. Legate de acest lucru de securitatea energetică. În primul rând, deci, din ceea ce am spus, rezervele energetice ale țării, ele aparțin României și aparțin populației României. Și atunci se ne întoarcem la gaz, nu? Adică poporului, că e sintagma asta. Populației, că da. Cuvântul poporul te duce cu gândul și la alte rânduiri. Da, da. Grija față de popor. Nu trebuie să ne ca temem și de asta. Nu ne temem, sigur. Da. Deci e foarte important acest lucru. Așa este. Și atunci, din moment ce resursele de gaz nu, există. Corect, le avem. Și atunci de ce instituții ale statului, da, le avem. În ce măsură că v-ați referit la proprietate și este și proprietatea poporului, ca să zic așa, asupra resurselor energetice, de pildă asupra gazului. Da. Și atunci el este, producția este în mâna statului aproape 80-90%. Care e cel mai prost administrator. Spuneți-o. Pe această frază da. S-a compromis dreptul statului de a gestiona multe elemente în economia și în viața social-economică a României. Deci trebuie să avem grijă cum punem problema. Deocamdată, într-adevăr, este în mâna statului pentru că RomGaz asigură majoritatea extracției gazului în România. Deci, statul e cel care exploatează această resursă. Și atunci, cine o vinde populației? Cine o transportă și o distribuie populației? Tot organismele guvernamentale. Deci iată că în ce trăim acum sunt implicate organismele guvernamentale, actuala coaliție și guvernul pe care l-a produs. Perfect. Așa clar, este. Nu putem să... Nu avem, cum a spus, un distins domn care răspunde de corectitudinea a celor ce se întâmplă românilor și care am înțeles că intră în emisiune, nu? Că da. Nimeni nu fură. Dar asta este evoluția pieței. Păi nu, să ne explice de ce. Da. Să vedem dacă... Și acum probabil... Poate că ceea ce probabil dacă ne ascultă, fi, o să răspundă. Da, vor fi, o să... Da. Dacă nu, o să-l pentru întrebăm că acum. Să vedem care este justificarea. În ziarul Libertatea. Pentru că a spus, domnule, deci nu fură nimeni, asta e evoluția pieței. Când zici așa ceva, te gândești la concurență. Și eu mă întreb, cine? Care e concurența în domeniul producției, distribuției și transportului gazei în România, gazului în România, când aparține organismului guvernamental? A, da, sunt furnizorii. Din vedere al ANPC, a spus că furnizorii n-au nicio treabă în problema creșterii prețului. Da. Nu? Iată, deci, în mecanismul liberalizării se pare că au intervenit niște elemente obscure care au dus la această degringoladă a prețului. Cine a decis creșterea prețului? Aș vrea să întreb pe oamenii care sunt abilitați, inclusiv pe Ministrul Energiei. Regret ceea ce s-a întâmplat și este anormal ceea ce s-a întâmplat în Parlament și nu așa se rezolvă lucrurile. Dar domnul Ministru al Energiei și specialiștii care răspund trebuie să vină să ne spună și nouă prețul de extragere a unui metru cub de gaz cât costă și cu cât îl vinde statul populației, care și populație participă ca proprietar la aceste resurse energetice. Da, s-a făcut o radiografie extrem de și să vedem pe ce elemente economice s-au mărit prețurile de câteva ori, de 7-8 ori în unele cazuri, în cazul meu de 200-300%, 400%. Da. Și la energia electrică la fel. Iată deci că ne întoarcem totuși la organismele statale. Nu se poate să îndepărtezi răspunderea guvernului la ceea ce se întâmplă acum. Așa este. Domnul Răzvan Condurățeanu, mă îndrept către dumneavoastră. Cum puteți dumneavoastră face o oglindă legată de situația în care ne aflăm acum? Mergând mai departe cu ideea care s-a discutat la masă, vreau să vă spun că așa este. Statul a coordonat foarte prost în momentul de față toată situația economică și energetică a țării. Am
Este un lucru foarte bun în momentul în care începi să ajuți prin creșteri de salarii, creșteri de pensii. Este un lucru extraordinar, dar trebuie să luăm în calcul un singur lucru: crescând inflația, o creștere de 7%, de exemplu, la pensii din septembrie 2022, nu o să fie sustenabil. De ce? Pentru că odată creșterea inflației, ce face? Acoperă această creștere a pensiei. Ca să două înțelegem. Secunde, domnul sau Florin, Câmpina, imediat. Da. Bună seara, domnule Florin, vă ascultăm. Bună seara. Ce să fac? Să pun nu repede întrebarea? Nu sau să zic și eu două vorbe? Ăștia care ne-au adus în starea asta de acum pe partea asta energetică, nu ei auzi. N-au știut... Nu, nu vă auzim ce? În platou. Nu știu, nu ce? Nu m-au auzit? Doar în cască. Să încercăm să refacem legătura. Probabil că eu... Nu m-au auzit? Transmis. Alo? Da, domnul Codurețe. Bun. Și atunci, eu ce spun? Eu dacă aș fi acum la guvernare... Eu aș veni păi cu propunere PSD, să merg la PSD, PNL. Nu, eu vorbesc dacă aș fi o funcție. Am înțeles. Eu aș merge la Uniunea Europeană, mi-aș negocia încă o dată PNRR-ul, sunt întru totul de acord cu negocierea, dar aș dubla și salariile și pensiile în România, exact cum s-au făcut cu alocațiile în 2013. Pentru că atunci, cu dublarea acestora, oamenii oricum... Trebuie, sunt de acord, numai au nevoie, au nevoie. Vă trebuie pentru o singură chestie. Totuși, domnul Câțu a spus foarte clar, fără investiții nu putem să realizăm niciun fel de creștere. Adică trebuie neapărat făcute. Păi Dumnezeu nu are o viziune. Și am auzit astăzi și domnul Teodorovici, fostul ministru al finanțelor, foarte aplicat asupra problemelor. Chiar o să-l rog, probabil în emisiunea viitoare, dacă e în București, să vină în platou sau să-l putem aborda prin telefon sau prin Skype, a spus foarte clar că, nu știu dacă e cazul, dar s-ar putea să ne întoarcem la ordonanța 114, care a fost aspru criticat atunci, știți bine, și da. Domnul Dragnea și domnul Teodorovici, că el a fost inițiatorul. Păi domnule, ordonanța 114, ceea ce spuneți dumneavoastră, era foarte corect în momentul ăla, pentru că era o creștere. Și totuși era un preț al gazului care nu creștea în momentul ăla și era o, cum să spun, creșterea care se făcea alternativ, adică se făcea nu alternativ, mai bine zis gradual. Înțelegeți? Și nu afecta populația și nici venitul. În momentul de față afectează populația și atunci de-aia am spus, dacă tot merg să fac lucrul ăsta, să negociez PNRR-ul, atunci aș dubla salariile, aș dubla pensiile în momentul ăsta și atunci, în momentul de față, aceste creșteri plus inflația care va fi, care este în creștere da. Și va fi mai mare în toamna anului acesta, două secunde, va acoperi că poate domnul această situație. Va fi auzit. Bună seara! Alo! Alo, să trăiți, domnul Titi. Aceeași situație. Da, nu vă auzim. Deci, în momentul ăsta, asta aș face. Dacă vreau să acopăr într-adevăr toate problemele care există în momentul ăsta în țară. Vis-a-vis de situația asta la gaz, prețul de creștere a facturii la gaze, păi eu nu cred că lucrurile vor stagna. Eu cred că va mai fi o creștere. Da, părerea mea. Părerea mea că la anul românii, dacă nu cresc salariile, românii vor ajunge într-un blocaj, nu vor mai putea nici să își cumpere coșul ăla zilnic de care are nevoie să trăiască. În situația asta trebuie umblat la cauza problemei și văzut de ce nu s-au făcut calculele din timp, luat cu 3 luni, 6 luni, pentru că nu poate să-mi spună mie nimeni că nu se știa că o să apară această situație. Clar că dacă ești un ministru bun și ești un ministru care știi ce ai de făcut, un manager care ți-ai gestionat bine situația pe domeniul respectiv, ai în calcul previziuni pe termen mediu și lung ce ai de făcut de când ai venit pe acel scaun și pe această poziție. Și el trebuia, ministrul energiei, el trebuia să previzioneze toate astea, mai special că mai fusese un mandat înainte, el mai fusese încă 2 ani de zile sau un an de zile ministru. Deci știa foarte bine situația, știa foarte bine situația băieților deștepți din piață, știau foarte, înseamnă că știa foarte bine negocierile care trebuiau să aibă loc. Da, două secunde să vedem dacă merge acum. Bună seara! Acum se aude domnul Titi. Din păcate, aceeași situație. Da. Deci, continui. Dacă... Și da, vă asta închid ca să îi dau cuvântul domnului analist. Vă rog. Problema este următoare. Deci, dacă tu știi ca stat
lucrul ăsta. Deci trebuie neapărat să iei măsurile necesare. Și primul ministru, în momentul ăsta, știind, făcând o radiografie a tuturor ministerelor și a situației economice care există și luând totul defalcat și l-a mărunțit toate problemele pe zonele cele mai importante și cele mai fierbinți, era imposibil să nu se ajungă la un compromis. Până la urmă puteau să facă un compromis. Oricum, ceea ce mă bucur, am văzut astăzi că Curtea Constituțională a dat de neconstituționalitate a purtării măștii. Okay, în spații închise. Deci, și deschise. Și deschise și închise. Și ceea ce înseamnă că urmăm și noi țările dezvoltate, traiectoria țărilor dezvoltate, unde opresc această pandemie, pentru că în momentul de față, cu mască sau fără mască, oricum oamenii s-au îmbolnăvit. Da, două secunde aici să ascultăm opinia unui specialist. Domnul profesor, să explică nu că poartă sau nu poartă mască. Pentru că sunt vaccinați peste 80%. Și atunci, sigur, deși se infectează și vaccinații, nu mai fac forme grave, nu mai sufocă spitale și special secțiile ATI. Corect. Ăsta e motivul pentru care e criteriul care a suprimat masca. Da, eu mă referam la situația de la noi din țară. După cum știți foarte bine, mai special că dumneavoastră sunteți pe domeniu foarte bine aprofundat situația, ați văzut că sunt cazuri concrete. Eu am avut, de exemplu, caz concret care știu, nu eu personal, dar caz concret, în care oamenii erau vaccinați și cu doza booster și au făcut COVID. Au făcut infecție. Infecție. COVID-ul e boala. Deci, și a făcut formă ușoară așa de boală. Corect, dar așa li s-a dat. Li s-a dat că au COVID, că domne s-a da, făcut COVID. Da, formă ușoară. DSP-ul a spus aveți COVID, trebuie să intrați în izolare 10 zile. Ok, foarte bine. Da, totul decurge normal și legal. Dar vreau să spun, domne, și situația asta care a fost, dacă era manageriată de la început corect, cum spune și dumneavoastră, cu medicație, cu o situație de prevenție și așa mai departe, nu ajungeam acum aici ca să vedem că sunt mii de oameni care sunt bolnavi, mii de oameni, sute de oameni care au murit în țara noastră. Da, foarte corect ce spuneți. Aș reveni la subiectul economiei, exact. Pentru că ce spuneți dumneavoastră este doar o speță, doar o mică parte a economiei. Vorbind chiar și de gaze, de criza asta, este o mică parte. Dacă ne uităm lucrurile pe ansamblu, vedem că economia noastră nu funcționează. Vedem că împrumutăm foarte mulți bani, 2 miliarde de euro pe lună, la niște dobânzi aberante, iar o economie într-o țară nu poate funcționa pe împrumut. În timp ce domnul Câțu vine și ne spune că ne așteaptă o criză iminentă produsă și datorită guvernărilor proaste, la care dânsul a fost parte, nu ne spune o noutate. Păi, haideți să vă spun un lucru. Fondurile monetare internaționale au început să trateze cu suspiciune România, au început să fie reticente să ne mai împrumute bani. Iar cei care ne împrumută la dobânzile uriașe. Problema noastră nu este numai gazele, facturile, problema gravă este ce urmează să se întâmple cu România în următorii 2-3 ani. Pentru că neavând o economie care funcționează, toate împrumuturile pe care le achiziționează statul român nu duc decât la prăbușirea economiei românești. Dânsul ne spune și e greșit ce spune că economia noastră trebuie să funcționeze numai pe investiții. Două secunde vă întrerup, domnul Florin din Câmpina, să sperăm că acum reușim. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, vă auziți acum? Da, vă auzim. Așa. Domnul Tite, am văzut că eu trebuie să reacționez la foc automat, dar mai v-am spus, cei care ne dau sfaturi ne-au adus aici de 30 de ani. Acum, treaba asta cu energia asta, cu situația, cu criza asta în energie, ei n-au știut înainte, cum spunea domnul Cotinghiu, n-au avut viziune. Păi înseamnă că trebuie să plece, domne. Dacă ei n-au putut să prevadă... Să plece unde? De la guvernare, domnule. Păi ce punem în loc? Să plece și în cosmos. Am înțeles. Păi cum da. Adică? Păi dacă ei n-au prevăzut ce se poate întâmpla, dar ei au știut, dar să zicem așa, până absurd, ei n-au ce căuta acolo, pentru că n-au viziune. De acord cu dumneavoastră. Ei nu sunt pregătiți pentru... Domnul Titi, vă pun o întrebare. Da. Nu e așa de râs? E foarte serioasă, se referă la toată situația în care e toată planeta. Vă ascult. Dumneavoastră știți că Dumnezeu are o maimuță? Răspundeți, știți sau nu știți? Că dacă nu știți, vă răspund eu la întrebare. Răspundeți-mi, că nu știu.
Vă răspunde, deci nu știu nici domnii, nu? Nu știu. Domnul, poate domnul Jerghina, că nu știu la ce e mai credincios. Nu știu la ce se referă. Se duce sâmbăta și duminica la biserică, da. Trebuie să știe. Nu? Uitați. Vă rog. Și și mai în vârstă știe mai bine. Mai multe, dar nu știm, nu. Vă rog. Are, are ca, ca principală trăsătură imitarea. Ea imită, nu? E, prima, după ce l-a creat Dumnezeu pe îngerul ăla care a fost el îngerul căzut, el a zis, sunt și eu ca tine. Asta e maimuța. Și maimuța asta, de atunci de când i-a răspuns obraznic lui Dumnezeu, sunt și eu ca tine, adică Lucifer, și cu ea o treime din îngeri care i-a tras după el, Dumnezeu a făcut toată lumea perfect. Și trebuia să meargă lumea după cum a făcut-o Dumnezeu. Adam și Eva s-au luat după maimuță. E, și maimuța asta are maimuțoi. Maimuțoi care vor să schimbe din ceea ce a făcut Dumnezeu să facă ei. Să fie și cu genetica, au făcut, au zis, Doamne, nu mai ne condu-tu, ne punem noi legi. După regi ne-am făcut partide, partidele sunt grupuri de interese, ședința de partid este o parodie a liturgiei, fac și ei așa ca... E, și ei conduc lumea ăștia mai maimuțoii, dar ei au pretenția să fie și ei venerați, ridicați în slăb ca Dumnezeu. Și maimuța asta este cea care ne conduce spre lumea aia alu ăla care va fi în, în final anticristul. Dar înțelegeți ideea? Toți ăștia care zic că fac de situația economică, altceva decât a făcut Dumnezeu, sunt niște maimuțoi. Corect. Pentru că ei nu scăpăm de maimuțoi ăștia, că uite în ce situație ne-au adus. Păi da. Dacă le spuneți maimuțoi, hai să le spunem incompetenți, că maimuțoi să nu îi jignim. Totuși. Și uite, vă că dau că sunt, i-am făcut bandiți acum vreo câteva. Nici bandiți. Trebuie dovedite. Adică aspectele astea ar trebui totuși un limbaj mai adecvat, zic eu. Bandiți, hoți, la fel, avem autorități care ar trebui să-și facă treaba. Nu suntem noi în măsură să-i catalogăm. Dar, întrebări pentru invitații. Domnul Gherghina, domnul Cotinghiu, domnul Condurățeanu, pentru că am spus ineficacitatea statului român. Ați făcut o prezentare mistică destul de interesantă și corectă. Însă ce întrebări aveți pentru invitații, dacă aveți? Păi, cum să vă spun eu? Și vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți. Credeți, uite vă întreb da. Așa, credeți că este definitoriu ca un om care conduce alți oameni să creadă în Dumnezeu sau nu, dar categoric? Păi nu așa pe vrăjel și pe credință imitată. Vă răspund și eu și apoi fiecare dintre invitați. Eu vă răspund foarte simplu. Atâta timp cât un demnitar al statului român, că este el parlamentar, că este ministru, că este președintele României, în finalul jurământului spune așa să-mi ajute Dumnezeu, așa spune fiecare jurământ, atunci evident ar trebui să fie în consonanță cu ce spuneți dumneavoastră. Domnul Gherghina. El jură. Și vă mulțumim pentru intervenție. Să trăiți. Mai bine. Categoric, cei care, de care depinde conducerea unei țări și a unei națiuni și a oamenilor în general, trebuie să cunoască perceptele religiei și ale lui Dumnezeu. Nu se poate fără asta. Corect. Domnul Cotinghiu. Sunt acord cu colegul meu de platou. Sunt de acord întru totul. Deci ei, ar trebui, oamenii care ne conduc ar trebui să aibă această credință pentru că este stipulată în Constituția României, dar și pentru că în credința de-a lungul timpului a fost un vector pentru omenire. Gândiți-vă, acum 10-20 de mii de ani sau 15-2 mii, nu vreau să găsesc cifrele, când au inventat Biblia, au spus cele 10 porunci. Gândiți-vă în vremurile alea că erau sălbăticie. Să nu ucizi, să nu lovești, să nu vorbești urât, să nu... Mai multe, nu vreau să intru în detalii. Dar e foarte adevărat, credința
Credința e foarte importantă, foarte importantă și sunt puțini acum oameni care într-adevăr cred cu adevărat în ea și doar se pun fațadă, este o fațadă, mai ales clasa politică, mă refer la dânsii că nu văd să aibă niciun fel de credință atâta vreme când ne lasă pe noi poporul român descoperit în ignoranță și în sălbăticie, sărăcie maximă. Așa ceva, dacă ea crede în Dumnezeu, n-ar face lucrurile astea, clar. Bun. Domnul Codruța. Eu spun pe scurt un lucru, că atâta timp cât ai coloană vertebrală, adică cât ești un om corect, cât ești un om concis și în ceea ce spui și un om cu caracter și cu demnitate, eu zic că trebuie să fii și un ales al lui Dumnezeu. Corect. Dacă aș putea acum, să... Nu, ideea... nu, după aceea, pentru că l-avem prin telefon pe domnul Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Bună seara, domnul președinte! Mulțumesc pentru faptul că ați intrat în legătură telefonică cu noi. Apreciez tot ceea ce încercați să faceți pentru a fi cât mai vizibil și mai transparenți în spațiu public. Mulțumesc mult! Bună seara încă o dată! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Domnul profesor Gherghina, președinte ADES și totodată vicepreședinte al Societății Române de Pediatrie, vrea să vă adreseze două întrebări legate de ceea ce s-a întâmplat ieri într-o conferință de presă, dacă nu mă șel, vă rog. Nu, nu, ceea ce dânsul a spus într-o conferință de presă, dacă a spus și așa, a publicat, da, în ziarul Libertatea. Vă rog. Și anume cu privire la prețurile exagerate ale energiei, ale gazului în special și a energiei electrice. Spunând, dacă citez exact titlul, deci poate să mă corecteze, nimeni nu fură, ceea ce credem și noi și sperăm, este evoluția pieței. Întrebarea mea este care piață, în condițiile în care privința gazului și a curentului electric, producția este controlată de stat în proporție până la 90%. 10% aparține alte instituții care aparțin altei țări, dar nu discutăm asta acum, dar are și statul român participare acolo. Deci atunci, unde este concurența ca să rezulte o evoluție a pieței? Vorbim de piața internă și internaționale. Că n-am înțeles la ce vă referiți când spuneți acest lucru. Dacă a spus așa ceva, păi vă rog, domnul președinte. A scris? Vă rog. Am spus, în primul rând, lucruri legate de activitatea autorității pe care o reprezint. Ceea ce vorbiți dumneavoastră legat de evoluția prețului pieții, cine cum produce, cine cum distribuie, aparține unor alte autorități și o să-i las pe reprezentanții acelor autorități să vă dea lămuriri. Eu am spus că trebuie să calmăm situația pieții, să nu mai transmitem lucruri eronate legate de furt, pentru că furtul, fie că facem referire la definiția din text, fie că facem la referire la definiția penală, așa e, are cu totul alte elemente. Adică, scuze, luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia în scopul de a ți-l însuși pe nedrept. Vă rog. Bun. Vorbim de o piață asigurată de furnizor, dumneavoastră vorbiți de producători de energie și de cu totul altă piață și de cu totul altă relație cu consumatorii final, pentru că nu producătorii sunt cei care duc până în casa consumatorilor final utilitățile de care dumneavoastră vorbiți. Am vrut să transmit un mesaj pentru că piața avea nevoie de calm, în sensul de a lămuri cea mai mare parte a consumatorilor că nimeni nu-i fură. Și încet, încet sper să se lămurească întregul segment de consumatori casnici finali că nimeni nu fură. Că evoluția prețurilor este dată de o evoluție internațională a prețurilor la energie electrică și gaze. Din păcate, avem multe lucruri de lămurit încă pentru a preîntâmpina situații similare cu efervescența creată în piață în ultima perioadă. Mă gândesc că poate peste un an, 2, 5, 7, evoluția prețurilor și tarifelor va fi pe trend ascendent și atunci noi trebuie să discutăm în prealabil cu consumatorii, să-i informăm și cu asta se ocupă autoritatea pe care o reprezint, să le punem pe masă facturi ușor de parcurs și acest lucru s-a discutat în mai multe întâlniri organizate de autoritatea noastră cu furnizorii de utilități, inclusiv cu reprezentanții ANR, pentru că ne gândim în cel mai scurt timp să elaborăm un model de factură ușor de parcurs, de citit și de asumat de către consumatorul final, consumatorul mediu, așa cum ne învață actele noastre normative,
cel care nu neapărat are calificarea profesională a unui matematician sau unui energetician pentru a înțelege o factoră complicată. De acest lucru eu vreau să mă ocup, vreau să mă asigur că toți consumatorii au primit facturi corecte și la acest moment vă pot spune că 99,9% din piață a primit facturile corectându-le pe cele emise la acel moment, indiferent câte au fost greșite. Este lucru pe care noi ni-l dorim, este o abordare pe care eu consider pozitivă, aceea de a primi de la furnizori informații legate de când vor implementa oricare dintre aplicațiile necesare emiterii factorilor, ori cred că trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi de o situație, așa cum spuneam puțin mai devreme, aceea unor evoluții a prețurilor numai pe trend ascendent, așa cum este estimare la nivel mondial. Nu înseamnă că nimeni își fură căciula singur și sunt convins că statul român, dacă ar putea pune pe piață utilitățile la un preț accesibil, ar face. Dar utilitățile, știți bine, sunt comercializate prin burse, sunt comercializate într-un sistem care nu este la îndemâna consumatorului mediu spre a-l înțelege și de aceea rog pe toată lumea să transmită un mesaj unitar, să îi pregătim și să îi informăm corect și de ce nu să luăm în calcul educarea consumatorilor pentru ceea ce va urma. Da. În mare măsură, dar nu complet, ați răspuns, de fapt. Eu v-am citat pe dumneavoastră în întrebările care le-am pus și acum v-ați referit și în articol, tot al dumneavoastră, la furnizori și că ei nu sunt, furnizorii nu sunt implicați în stabilirea acestui preț. Și atunci aș vrea să vă întreb, cine este implicat în stabilirea prețului gazului și a energiei electrice? O să vă rog să adresați aceste întrebări autorității de reglementare. Da, ANRE-ul, un moment. Vă pot explica tot lanțul, pentru că unele dintre grupurile de lucru au în lanțul comercial atât producători cât și distribuitori. Știți foarte bine că se plătesc taxe de transport pe cablu, se plătesc și alte taxe conexe care fac parte din prețul final al facturii. Adică tot statul și guvernul mărește prețul. Pentru că taxele sunt puse pentru... Nu vă răspund la această întrebare pentru că depășește pregătirea mea atât profesională cât sunt jurist, nu sunt energetician, pot înțelege ce înseamnă factura, pot înțelege ce înseamnă comunicarea cu consumatorul, pot înțelege ce înseamnă o abordare nepotrivită, știu ce trebuie să sancționăm și unde trebuie să reglementăm lucrurile. Ce înseamnă tarife și prețuri, o să vă rog să vă adresați ANRE. Este excelent că sunteți jurist și atunci am o întrebare legată tot de acest lucru. Cum e posibil ca 500 de mii de furnizori să greșească facturile? Și în comentariul dumneavoastră scris în ziarul respectiv care l-am spus Libertatea, spuneți că asta arată buna intenția lor. Eu credeam că corecția este datorită... Dați-mi voie să termin. Lor, faptul că au greșit facturile. Nu-mi puneți, vă rog, în gură cuvinte și lucruri pe care nu le-ați spus. Ați spus altceva. Că faptul că ei corectează facturile greșite arată buna lor intenție. Și asta este adevărat. Păi, adevărat că v-ați referit la asta? Păi da, dar nu la ce a spus mai devreme, că spun că buna lor intenție... Păi dar era vorba de cele 500 de mii de facturi greșite, că de acelea era vorba. Haideți să vă explic ce înseamnă facturi greșite, că probabil până păi le-am văzut, domnule. Haideți să ne explice. Lăsați-mă să vă răspund. Vă rog, domnul președinte. Da. Ideea este în felul următor. Neaplicarea compensărilor și plafonărilor nu înseamnă că facturile au fost calculate sau așa cum s-a lansat ideea pe piață că s-a dorit înșelarea consumatorilor. Mai ales că actele normative dădeau o perioadă de recalculare și de rambursare eventual chiar la caseria banilor calculați greșit în sensul neaplicării plafonărilor și compensărilor. Nu vorbim de o majorare artificială pentru a avea de unde să scadă cineva, ci vorbim de neaplicarea compensărilor și plafonărilor, lucru care a situat facturile deasupra celor imaginate de emitentul actelor normative. Mai mult decât atât, odată ce aceste facturi au fost refăcute și aduse la normalitate,
arată buna credință a furnizorilor, mai mult decât atât o să vă rog să luați în calcul că perioada de modificare a aplicațiilor emitente de facturi la furnizori a fost extrem de scurtă. Pentru oricine s-a confruntat la un moment dat cu elaborarea unei aplicații emitente de orice fel de document fiscal, știe că modificarea acestea nu poate fi făcută de pe o zi pe alta. Dacă vă aduceți aminte, la fel de transparent am transmis operatorul furnizor de utilități că aș prefera, în calitate de conducător al instituției pe care azi o reprezint, să nu mai emită facturi chiar dacă nu respectă datele din contract, tocmai pentru a nu mai transmite pieții ideea falsă că cineva fuge cu banii din țară. Am preferat să-mi asum faptul că nu voi avea factura emisă la timp, dar măcar când o voi primi, o să fie varianta corectă. Trebuie să o luați de asemenea în calcul că trebuiau evaluate consumurile estimate, așa cum prevăd ambele acte normative, și abia după ce vedeai că respectivul consumator se încadrează în consumul estimat, să aplici compensarea și plafonarea. Au fost situații în care, tocmai pentru a salva situația, s-au aplicat compensări și plafonări, constatându-se ulterior consumatorul respectiv nu respecta consumul estimat și atunci s-au re-reglat facturile, tocmai pentru a fi siguri că și pe cei care merită au fost prinși, chiar dacă au scăpat și unii care nu meritau plafonarea și compensarea din cauza nerespectării consumului estimat. Nu fiecare dintre consumatorii finali se încadrează în respectivul consum. Sunt consumatori care își asumă acasă un consum mai mare decât cel estimat în actele normative. Acum ar fi un comentariu scurt. Cele 500.000 de facturi greșite au fost greșite în marea lor majoritate în defavoarea consumatorilor. Și cu asta închei. Vă dau... Nu te încheiați dumneavoastră ca să trageți concluzia. Tocmai v-am spus că în defavoare înseamnă că nu s-au aplicat compensările. Nu în defavoare că cineva a adăugat sume necuvenite. Haideți să punctăm exact ceea ce s-a întâmplat. Dar erau sume mai mari. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu concret. Erau sume nediminuate, nu mai mari. Erau sumele cărora nu li se aplicaseră compensările și plafonări. Deci nu erau mai mari. Normal că dacă nu aplic un discount, o scădere, suma este mai mare decât cea discountată. Dar nu trebuie să transmitem din nou în piață că s-au făcut majorări ale facturilor în mod artificial. Nu, nu se calculase scăderea. Și atunci, cu siguranță, suma era mai mare decât suma din care s-a scăzut ceva. Ce aveți de spus la o situație a mea, la o casă de vacanță rare ori locuită, la care energia electrică mă costa în jur de 50 de ron pe lună și care îmi vine prin SMS, nu prin factură, că am în luna respectivă 800 de ron. Și atunci am cerut verificarea și verificarea contoarului care era pus de un an nou a arătat că în întreg anul s-au consumat energie electrică de 200 de ron și mie îmi vine 800 într-o lună. Asta ce mai este, domnule? Sunt convins că operatorul economic furnizor de utilități la casa de care vorbiți, dacă nu deja a compensat respectiva factură, cu siguranță o va face. Nu. Dacă nu se întâmplă acest lucru, vă rog să-mi transmiteți personal. Am să vă transmit, aveam de gând să vin cu documentele, că le am. Întrebare foarte importantă. Dacă mai e timp, un minut. Importantă. Vă rog. Aș vrea să întreb, ați afirmat că aveți încercat să educați populația să ne așteptăm la prețuri mai mari, corect? Da. Cât de mari și în cât timp? Poporul vrea să știe că am putem... În 30 de secunde. 30 de secunde. Poporul vrea să știe, avem vreo șansă să mai scadă vreodată facturile sau trendul va fi de creștere pe an? Nu e vina ANPC, aici e ANR-ul. Nu, dar dânsul a afirmat să ne așteptăm. Asta înseamnă că ai niște informații pe care noi nu. Nu, n-am niciun fel de informații și aș aprecia să renunțați la tonul atât inchizitor cât și la acela de a transmite cancaniții niște informații pe care eu nu mi le asum. Evoluția prețurilor în piața de energie, fie de gaze, fie energie electrică, este dată de bursele la nivel mondial. Sursele mele de informații sunt google.com, ca oricărui om interesat pe cum va fi piața în viitor. Păi tocmai ați afirmat în emisiune mai devreme că rolul dumneavoastră încerca să pregătiți țara într-un fel sau altul prețurile. Tocmai ați spus dumneavoastră mai devreme. Asta ați spus.
Asta era o întrebare. Și ok, poate o greșeală. Așa este. Da, mulțumim. Evoluția pieței la bursele de energie sunt cele pe care le puteți afla și dumneavoastră, nu numai cercetând pe internet, ci văzând că la nivelul presiei mondiale explozia prețurilor la energie anunță că s-ar putea să vină majorări ulterioare. Da. Toată lumea își dorește să le scadă prin dezvoltarea de surse de da. Energie. Mulțumim mult pentru intervenție, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Mulțumim, domnule președinte, mult succes în activitate și mai ales pentru faptul că ați intervenit la noi în platou.
Am revenit în platou Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în Politică, ineficacitatea statului român. Am explicat în prima parte ce competențe are statul român, obligații sau unde Constituția spune statul trebuie, însă statul român, prin organele sale abilitate, aici mă refer la faptul că guvernul, potrivit Constituției la articolul 102, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Însă, continui cu invitații în a întreba și a face un comentariu legat exact de situația reală cu care se confruntă România din punct de vedere al elaborării greșite a facturilor la energie, a modalității de revenire la normalitate, dar să vedem și soluții economice de salvare pentru România în condițiile în care avem datorie externă 136 de miliarde de euro, în condițiile în care coaliția nu ajunge încă la un compromis economic și social legat de măsurile pe care le-ar dispune în condițiile în care, iată, cresc vertiginos prețurile, însă nu și pensiile și salariile. Încep cu domnul profesor Ioan Gherghina. Da, deci v-ați referit la răspunderea statului în această sigur situație. Da. Și tot la asta vreau să mă refer, și anume, mă întreb așa, știm cu toții că încă de la intrarea în Uniunea Europeană, România și-a asumat necesitatea liberalizării prețurilor la energie. Știm acest lucru. Dar întrebarea mea este, unde au fost specialiștii guvernului și a coaliției actuale în domeniul energiei atunci când s-au întâmplat cel puțin două momente. Un moment, mă refer la mecanismul, că am spus că sunt elemente obscure în mecanismul liberalizării acestor prețuri care s-au aplicat acum. Și anume, momentul ales pentru această liberalizare, începutul iernii, începutul în timpului rece, când știau foarte bine ce importantă este sursa de energie în casele oamenilor, ce s-a întâmplat în Timișoara, în Arad, în cartiere și în sectoare din București, consecința faptului că s-a început în prag de... De ce nu s-a început la sfârșitul iernii, la începutul sezonului cald? Cine i-a împiedicat să nu facă așa? Că știau ce urmează. Acesta e un lucru. Al doilea lucru, de ce s-a crescut așa de brutal prețul de azi pe mâine? De ce nu s-a făcut tot creștere treptată, care să fie mai ușor suportată, dacă domnul președinte al ANCMB-ul caută să ne convingă că mai trebuie să crească ANPC. Trebuie să mai crească, da, trebuie să mai crească prețul. Nu? De ce nu s-a putut face o creștere treptată? Nu știu dacă e corect ce spun. Poate pertinente, corect, da. Aveți dreptate. De ce? Da, cine a fost așa grăbit? Iar în sezonul rece a fost întâmplător că a început acum? Nu. În sezonul rece se consumă mai multă energie pentru că oamenii au mai nevoie de căldură, de apă caldă și atunci și încasările sunt mai mari. Nu pot să nu facem legătură cu asta. Deci așa e. Foarte important. Foarte corect. Domnul Marian Cotinghiu, vă rog. Aș fi vrut să ne spună domnul director ce mustrări concret le-a dat la aceste instituții referitor la 500.000 de facturi greșite. 500.000 de facturi greșite în care domnul director ne spune că s-a dus acolo și că într-adevăr s-au conformat într-un timp foarte repede și că le-au îndreptat. O întrebare foarte pertinentă, de ce nu aceste facturi au fost greșite în favoarea noastră? În favoarea noastră, a consumatorului. Iar poporul așteaptă mult mai multe de la domnul care vine și ne dă lecții aici și ne spune dânsul că într-adevăr trebuie să ne, în prima fază ne spune că să ne autoeducăm, că prețurile vor crește mult mai mult și că rolul lor cu care se bucură că ne vor informa referitor la aceste facturi care vor crește și că ne educă pe noi poporul român, adică să ne așteptăm că facturile vor crește foarte mult, după care ne spune că de fapt n-a spus lucrul ăsta, asta e ce a afirmat, iar poporul român vrea să știe concret ce măsură a luat împotriva acestor instituții care într-adevăr se vede clar că au făcut greșeli majore. Dar revenind acum la subiectul de bază, economia, situația României este dezastroasă și vă zic de ce. O economie nu poate să funcționeze pe împrumuturi. Nu avem cum.
ca națiune, și pe ca țară, da? Și pe investiții. Deci în momentul în care domnul Câțu vine și spune că trebuie să investim, la un moment dat aceste investiții se vor sfârși, domnul Câțu. Nu poate nimeni să vină cu miliarde zilnic într-o țară ca România și să investească permanent. Dacă noi ca guvern nu ne gândim la antreprenorii români care ar trebui sprijiniți și ajutați, pentru că haideți să vă zic un lucru. Aceste multinaționale care vin din afară și taxați cu 5% și fac profituri imense în România, profiturile pe care le fac ei le duc înapoi afară, în timp ce românii care sunt ajutați și care se chinuie săraci, cum se chinuie românii, antreprenorii români, profitul care îl fac îl investesc în România. De ce nu este prioritatea guvernului să ajute românii și antreprenorii români? De ce noi suntem taxați cu 19% plus 19%, deci un angajator ajunge să plătească în jur de 38% statului român, în afară de, în timp ce multinaționale plătesc 5%, iau ce vor ei și ne vând ce vor ei. Și mai ales că ne vând produse care nu sunt ce trebuie. Corect, domnul Ciprian de la Oradea, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Sultan și invitații dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Bună seara! Aș avea o întrebare pentru domnul Gherghina, dacă pot afirma că am intrat în Europa. Oare poate să-mi explice în ce poziție ne aflăm noi în Europa cu intratul ăsta? Cum am intrat? Adică integrarea în Europa. Da, eu vreau să vă dau ca răspuns la întrebarea dumneavoastră un episod de la Parlamentul European, unde am fost în vizită într-o delegație a partidului nostru și care, într-o întrunire cu circa 100 de participanti, inclusiv europarlamentari, am ridicat... povestea următoare, că am ridicat problema vânzării terenului românesc străinilor, pământului străinilor. Și ca o condiție de preaderare, aderare și postaderare, în condițiile în care Belgia nu e supusă la așa ceva și alte țări din Uniunea Europeană. Răspunsul a fost clar, noi n-am dat asemenea directive, această decizie a aparținut guvernului României. Scurt, nu mai am ce scurt. Da. Vă rog, domnul Ciprian, clar. Vă rog. Clar, nu aparține guvernului european nimic din ce se întâmplă în Europa acum și ideea unde ne aflăm noi în Europa este cu spațiul ăsta Schengen. Stăm atâta, zice toată lumea, wow, pro-Europa. Și ne-a adus 32 de ani de zile. Păi, a spus domnul Cotinghiu, dacă nu mă șel acum câteva emisiuni, că domne, mai bine că nu suntem în Schengen, pentru că acolo vă dați seama ce ar însemna. România nu e pregătită, în primul rând. Vă rog, domnul Cotinghiu, spuneți-i dumneavoastră. Prețurile vor crește, odată cu aderarea în Schengen, prețurile vor crește și vor crește mult mai mult decât sunt acum. Deci să vă așteptați la lucrul ăsta, în momentul în care noi aderăm la euro, vor crește prețurile foarte mult. Da, domnul Condroțeanu, vă rog. Vis-a-vis de intrarea în Schengen, vreau să vă spun că în momentul în care România va intra pe zona euro, în momentul în economia va fi prăbușită. Puțin mai tare, asta o zic de fiecare dată. Mă scuzați, vorbesc un pic mai tare. Vis-a-vis de creșterea asta, de intrare în Schengen a României, asta ar fi volumul puțin mai mare. În momentul mai ăsta va fi un dezastru pentru România, pentru gata, că am dat volumul. Nu tu. Pentru că domnul Condroțeanu să-l dea mai intrarea în euro și trecerea de la leu la euro va fi îngenunchiată economia țării, să știți. Uitați-vă foarte bine la Italia și la Grecia ce probleme au avut când au intrat în zona euro. Bun. Domnul profesor Gheorghina, dacă nu, domnul Ciprian, dacă vreți să mai întrebați ceva, cu drag vă ascultăm. Da, mi se pare puțin aberant toată chestia asta cu pro-Europa, intrare, neintrare. Și ce ar trebui să facem în condițiile astea? Să ieșim din UE? În primul rând, să gândim omenești, pentru că eu nu știu, și domnul Gheorghina, am înțeles că are anumite interese? Titluri și studii și așa statul. Are, profesor universitar, este supra... Prima dată cred că a fost om și după aia a devenit ce este în ziua dat, nu? Bun, însă vă întreb eu, avem altă opțiune decât calea europeană în acest moment? Își permite România să iasă din UE în acest moment? Păi ar fi cel mai indicat, părerea mea. Noi nu ne comparăm cu Marea Britanie. Haideți să vă explic, domnul Titi.
Deci meseria mea să, să ne înțelegem despre ce vorbesc, că nu vorbesc după ureche sau... Sigur că nu! Deci eu ca șofer, am întâlnit o grămadă. Și mă gândesc că fiecare știe că șoferul de camion vede multe și mai multe decât văd alții. Dar atâta timp cât noi scoatem productul nostru finit, adică fiind nu finit, ce brut, să zicem, ne scoatem până afară și îl aducem finit din altă parte, indiferent că e mâncare, că e fier, oțel, ce-o fie el, ne batem joc noi singuri, noi de noi. Da, asta ține de politica guvernului, nu ne impune Uniunea Europeană. Vă rog, domnul profesor Gheghina, o să vă răspundă. Referitor la acest subiect extrem de important care l-ați ridicat, cred că nu e problema noastră să ieșim acum din Uniunea Europeană. Puterea noastră este... preocuparea noastră trebuie să fie altceva. Să fim în Uniunea Europeană independent și suveran atât cât e posibil, întorcându-ne la percepțiile... Iohannis o calcă în fiecare zi. Iohannis să ne întoarcem la percepțiile generalului de Gaulle, care a pus bazele teoretice ale Uniunii Europene și care a spus să se creeze o Europa de la patrie. Adică fiecare țară să-și păstreze... Da. Vă înțeleg perfect. Am o întrebare. Dumneavoastră, când ați început școala de tânăr și ați ajuns la o profesie, ce v-a zis domnul instructor de acolo? A zis, teoria este... Ce știu eu ce? Teoria e teorie și practica e practică, da. Nu, clar. Practica e baza. Da, păi e clar. Specialitatea mea, meseria mea este în primul rând practică, dar legată strâns de teorie. Fără teorie, nu se fără teorie, nu se poate practica medicina. Vorbe sunt destule și da. Vorbe goale, fără fapte, fără acțiuni, da. Fără pic de umanitate în ele. Doar povești îi bate populația, da, cel puțin în media. Numai că nu are legătură cu subiectul legat de economie și ineficacitatea statului român. Asta s-a dovedit în toți cei 30 de ani de democrație constituțională, s-a amplificat, s-a acutizat și iată unde am ajuns. Deci, vă rog, am stabilit. Poți să vă întreb în legătură cu democrația. Vă rog. Deci n-are rost să ne ascundem după degete, pentru că sunt doar pur și simplu cuvinte. Sunt jocuri de cuvinte gramaticale, alții se leagă de gramatică, da, toate poveștile, dar baza, unde e baza acolo? Faptele. Nu este. Faptele, da, ce-au făcut? A venit de-aia... România, nu a venit Europa liberă, nu? Ca și că îl denigra pe Ceaușescu. Da. Am înțeles. În 2000, până în 2024 avem ocazia să, eu știu, putem să ne aliniem unei forțe politice care probabil va reuși sau nu va reuși să realizeze mai multe pentru statul român. Mulțumim mult pentru intervenție. Vă promit că o să facem o emisiune specială pentru a stabili dacă România, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, a evoluat sau nu și în ce domenii, pot să spun, suntem corigenți și dacă Uniunea Europeană îi devină pentru starea economică a României. Mulțumim mult pentru intervenție, domnul Ciprian. Categoric am evoluat, dar avem datoria ca în Uniunea Europeană România să fie cu capul sus și să fie capabilă să-și facă ordine în țară. De pildă, cu aceste prețuri care sunt acum în energie, marile capitale și marile orașe ale Europei n-au mai delegat privaților difuzarea transportului și difuzarea la consumator a energiei electrică, a gazului, a apei. Și le-au adus la primăriile orașelor respective. Ar trebui să ne gândim și noi la această variantă. Pentru ca să putem controla inclusiv prețurile. Și ca să nu mai aduc discuția cu prețurile astea, eu aș vrea să ne spună cineva din cei implicați cât costă metru cub de gaz exploatat de RomGaz și cu cât este vândut populației. Nu țineți minte ce discuții au fost între domnul Dragnea și domnul Tăricianu, da, și la ce preț, și la modifice, da, prețul concesiunii? Și la ce preț ajunge la consumator față de... Ca să vedem care e mecanismul stabilirii prețului și cine e implicat acolo. E adevărat. Altfel discutăm vorba de Ioan Condurățeanu. Cine? Statul. Păi statul. Statul implicat. Statul trebuie să facă aceste calcule. Asta vreau să spun că e răspunderea lor. Obligatoriu. Și ministerul, în primul rând.
Discutăm faptul că statul nu e capabil să gestioneze. Păi am spus asta. De-aia am spus ineficacitatea statului român, titlul emisiunii. E foarte clar. Vă rog, domnul Cotingiu. Aș vrea să mai gând un context mai amplu. Dacă cetățenii nu numai că vă întrerup puțin, domnul profesor universitar dr. Mircea Coșa prin telefon. Bună seara, domnule ministru. Ne auziți? Nu se aude deloc. Nu mă auziți. Noi vă auzim foarte bine. Nu se aude doar o gălăgie. Nu pot să disting vocile. Acum auziți? Da, vă aud mai bine acum. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Economia României este economie de piață bazată pe liberă inițiativă și concurență, iar statul trebuie să asigure, nu o spun eu, o spune Constituția, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea factorilor de producție. De asemenea, vorbim despre o economie bazată pe liberă concurență și pe inițiativă economică. De ce am ajuns aici și ce putem face de acum încolo? Scuzați-mă, dar nu v-am înțeles întrebare. Cred că am ajuns aici pentru că așa am vrut. De-aia s-a făcut revoluție, nu? Sigur. Însă de ce am ajuns acum, în acest moment, într-o situație economică unde nu prea avem cale de ieșire, investițiile lipsesc cu desăvârșire, iar tendințele de reformă, de adaptare la economia de piață sunt din ce în ce mai mici. Scuzați-mă, eu nu știu cu cine vorbesc. Sunt Titi Sultan, moderatorul. Da, bună seara. Bună seara. Recunosc că mi-e foarte greu să urmăresc ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că, pe de o parte, spuneți că am ajuns la economia de piață, pe de altă parte, spuneți că n-am ajuns la economia de piață. Am spus că în Constituția României, la articolul 130... N-avem nicio treabă cu Constituția. Constituția a fost încălcată în permanență, deci problema se referă la cu totul altceva. Ce mi se pare curios? Faptul că economia a căzut? Nu mi se pare curios. Că n-avem soluții, asta mi se pare curios. Ba da, soluții există, cum să nu? Care ar fi? Soluții există, dar ele nu sunt puse în practică, pentru că există niște argumente politice care stopează lucrurile. Trebuie rezolvată problema energiei cât mai rapid posibil, pentru că altfel economia se distruge zi de zi. Cu părerea mea, asta nu se poate face decât prin trecerea din nou la reglementarea pieții pentru o anumită perioadă, pentru că liberalizarea s-a făcut în condiții greșite. Deci trebuie făcut lucrul ăsta imediat. Ce-am spus, trebuie trecut la o politică de valorificare a resurselor interne, ca să nu mai importăm 70% din mâncarea pe care o consumăm zilnic și care a ajuns la prețuri aproape imposibil de susținut, și trebuie să existe o trecere la o reformă structurală care să modernizeze economia, pentru că economia noastră nu este în pas cu revoluția industrială, care azi este aproape generalizată în câteva țări din lume. Noi suntem mult în urmă, mă refer la digitalizare, mă refer la ramuri care se producă valoare adăugată mare, deci încă foarte mult de făcut, dar asta înseamnă un consens politic, adică o înțelegere între cei care ne conduc, lucru care deocamdată nu există. Da, domnul profesor Ioan Gherghina vrea să vă întrebe ceva. Vă rog. Nu, primul rând, vă mulțumesc că ați intrat în emisiune cu noi. Sunt alte emisiune, dar acum este o pauză și am ținut neapărat să vă aud, domnule profesor, și să vă spun că mă bucur foarte mult că vă aud și că suntem în situația de a dialoga puțin. Da. Sigur că e foarte important reglementările în prețul energiei, care l-ați spus, numai că cine trebuie să facă lucrul ăsta? Nu-l face. Cred că organele guvernamentale ar trebui să fie implicate. Numai guvernul poate să facă asta și trebuie să facă. Asta voiam să guvernul trebuie să facă asta. Guvernul este într-o situație dificilă, pentru că între cele două partide care creează coaliția nu sunt aceleași puncte de vedere din perspectiva unor măsuri. Dovadă că de câteva zile stau numai în ședințe și nu găsesc o soluție. Problema este că dacă mai întârzie vreo două săptămâni, lucrurile se complică foarte rău. Pentru că orice
orice fel de soluție pe care ar găsi, o are termen de aplicabilitate între 45 și 60 de zile, ori noi ajungem la 1 aprilie, dată fatidică, pentru că la acea dată nu mai sunt compensate facturile, va fi o explozie a prețurilor și absolut în mod, să zicem, corect și fără niciun fel de exagerare, o anumită parte a populației va ajunge în criză de supraviețuire, adică va fi extrem de greu pentru populația cu venituri mici să mai facă față și facturilor, și impozitelor, taxelor, asigurărilor, benzinei, motorinei, alimentelor și medicamentelor. Foarte, foarte greu. Vom avea pierderi importante. Da. Domnul Marian Cotinghiu, antreprenor, vrea să vă adreseze o întrebare. Vă rog. Aș vrea să vă întreb și poate dumneavoastră sunteți în măsură să ne dați un răspuns. Având în vedere situația că România împrumută aproape 140 de miliarde de euro, iar economia noastră nu funcționează, nu există un program, o viziune, să zic așa, pe termen lung, cum vedeți dumneavoastră cum vedeți peste 5 ani economia României? Cum vedeți, din punctul, având în vedere încă o dată că economia noastră nu funcționează, noi împrumutăm zilnic, lunar, 2-3 miliarde pe lună, în timp ce noi antreprenorii din România nu beneficiem, acești bani nu se văd în economie, iar nouă ni se spun tot timpul că asta e singura soluție. Domnul Câțu ne-a spus, împrumuturi, investiții, asta e soluția. Eu nu cred personal că o economie trebuie să fie bazată numai pe investiții și cred că o economie trebuie să fie solidă, trebuie să fie motorul unei națiuni și ei nu vin cu soluții. Întrebarea este, pe termen de 5 ani de zile, cum vedeți dumneavoastră România, la modul în care mergem acum? Nu numai pe împrumut, că ați spus pe investiții. Nu pot să fac o previziune pentru 5 ani. Pot să fac o previziune pentru trimestrul întâi al acestui an. Vă rog. Trimestrul întâi al acestui an va fi un trimestru în care economia României va continua să scadă, având în vedere că și ultimul trimestru anul trecut a scăzut, înseamnă că intrăm în recesiune tehnică. Asta înseamnă o cădere importantă a economiei și de la acest moment, când economia a căzut în asemenea măsură, e foarte greu să mai faci previziuni pentru 5 ani de acum înainte. Este o situație foarte complicată, n-am mai trăit-o din 1990 până acum. Suntem într-o criză care seamănă a război, daunele sunt mari, în fiecare zi se petrec falimente la întreprindere mici și mijlocii și la întreprindere mari, deci e o dramă aproape pentru populația acestei țări și nu numai pentru ea, ci și pentru economia țării, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, economia nu performează. Noi trăim din împrumuturi și din inflație. Ultima întrebare, domnule profesor. Considerați că banii, banii veniți de la PNRR vor salva într-o anumită măsură economia românească? Deocamdată a venit de la PNRR 3 miliarde de euro, care nu știm unde sunt. Deci nu este niciun fel de dată în legătură cu ce se întâmplă cu banii ăștia. Ceilalți bani de la PNRR, adică aproximativ 27 de miliarde, unii sunt împrumutați, alții sunt dați fără niciun fel de dobândă, nu vin în țară decât pe proiecte. Pe proiecte care trebuie să fie supervizate de Uniunea Europeană din 6 în 6 luni. Deci e foarte complicat ca să spunem că acești bani vor intra în economie fără un efort masiv din punct de vedere al instituțiilor statului. Da. Deocamdată, la această dată, nu avem niciun program din PNRR aprobat și trecut prin toate filierele de birocrație care ar trebui să fie la această dată deja cu semnăturile puse pe masă. Deci, prea mari speranțe de la PNRR pentru acest an și pentru anul viitor nu putem să avem. Poate în continuare la 2024-2025 să putem să avem anumite folos. Ceva optimism? Da. Mulțumim mult pentru intervenție, domnule profesor. Toate cele bune. Seara frumoasă în continuare. Dată și numai bine. La revedere. Mulțumim mult. Domnule profesor Gherghina, haideți să vedem din punct de vedere ADER, nu numai soluții economice, că nu numai cu acest domeniu România se confruntă. Criza sanitară, iată și astăzi am avut 22-23.000 de cazuri, 207 decese. 200 decese, mult. Nu, peste 200. Peste 207. Și totuși se discută despre relaxare. Relaxare.
E momentul? Nu, e prematur. E prematur, este doar o chestiune politică ca să mai calmeze spiritele. Da. Bun, dar ce situația de 25.000 de infectați și 207 decese, suntem încă destul de sus, nu ne putem permite relaxare. Vârful al pandemiei, am înțeles. Singurul lucru mai pozitiv este că formele par mai ușoare. Totuși sunt 207 decese. Să nu uităm acest lucru. Da, și asta în special, numai 18% erau nevaccinați. În București, rata de infectare 37,7%. Restul nevaccinați, atenție la cei care au murit. Așa este. Vorbim de soluții pentru economie, pentru sănătate, educație, pentru cadre înseamnă clar. Fără economie n-avem nimic. Da. Aici, într-adevăr, aveți mai dreptate. Așa cum economie, vorbiți de reconstrucție, ADER, da. Înseamnă adevăr, democrație, educație, reconstrucție. Reconstrucția economică trebuie să privească nevoile fundamentale, să rezolve crizele alimentare, crizele de locuință, ADER, învățământ, de sănătate. Noi avem problema sănătății, unde e specialitatea mea. Trebuie făcută o reformă care să readucă pacientul în centru preocupării sistemului sanitar, sub toate aspectele, și să nu se mai bazeze pe pachetul de bază de servicii medicale, care restrâng diagnosticul și tratamentul necesar, iar ca acestea să se producă, trebuie sume suplimentare plătite de pacient, care a plătit asigurări toată viața lui activă. Și chiar cei care au... Cu pensii... bani de unde? Trebuie statul să se implice nu, mai nu, profund? Păi nu, este bani de la pacient. Mă înțeles aici. Altfel nu se poate. Și statul trebuie să în primul rând, reforma trebuie să constea astea în revenirea la asistență, cum recomandă OMS-ul, de fapt, mai demult, revenirea la asistența medicală universală. Ce înseamnă acest lucru? Că un pacient în România, cetățean român, poate beneficia de tot ceea ce este capabil sistemul sanitar, medico-sanitar din România, fără să mai plătească lucruri suplimentare, adică sume suplimentare pentru a avea acest diagnostic și tratament complet. Suntem încă departe de la acest deziderat în care am fost înainte de 2014, 1 iunie, când s-a schimbat, s-a renunțat la acest lucru și s-a trecut la pachetul de bază de servicii medicale. L-am auzit și pe actualul ministru, domnul profesor Alexandru Rafila, referindu-se la asistența medicală universală. Și abia aștept să văd că pornește acțiune în acest sens. Da, domnul Cădărățeanu, complet. Aici am discutat și discutăm două aspecte. Unul de ce a spus domnul Gherghina și eu revin la subiectul ăsta la care dânsul l-a ridicat și a spus foarte, foarte clar, domnule, nu trebuie ca cetățeanul să vină să-și plătească, pentru că să știți că costurile de a merge să-ți faci niște analize sau, eu știu, să-ți faci o intervenție și așa mai departe, sunt foarte mari vis-a-vis de salariile și de traiul că din țara asta. Știu. Aici statul trebuie să se implice foarte mult în domeniu. Și al doilea subiect al nostru este economia. Exact ce a spus și domnul Coșa mai devreme, vreau să vă spun că în momentul de față România este într-un derapaj îngrozitor, economic. În momentul în care este derapajul ăsta, în care este România, guvernul, în momentul de față, guvernul este singurul factor decizional în această situație. El trebuie să știe foarte bine cum drămuiește acești bani care sunt pe împrumuturi, în care băncile s-au săturat să ne dea bani, pentru că își dau seama că nu o să mai poată să-i recupereze. Toate dobânzile sunt la cel mai mare procent dat României, nicio țară nu ia procent, nici Bulgaria nu ia procent de la bancă, cum este România. Și un alt aspect al acestei situații este că noi trebuie să venim cu soluții concrete, adică să stopăm odată aceste creșteri de prețuri îngrozitoare pentru care nu sunt sustenabile în România și România nu poate să suporte și nici cetățenii nu poate să suporte asemenea prețuri. Domnul Ioan Disinaia, imediat să spuneți. Domnul Ioan Disinaia, bună seara! Da. Vă ascultăm. Alo? Da, bună seara, vă auzim! Bună seara! Vă domnul rog. Meu, înainte de a intra domnul Coșa în discuție, s-au născut mai multe întrebări. Îmi pare rău că n-am fost de la început. Vă rog.
sunt întrebări. Ce trebuie să facem sau cum să facem să reglăm economia țării, să putem să fim în rândul lumii, așa cu alte cuvinte. Eu am o experiență a vieții de 83 de ani. Mulți înainte. Am lucrat în străinătate 6 ani într-o țară, 6 ani în alta, după ce am ieșit la pensie, rețineți. Așa. Și am văzut, domnule, cum se pune problema. Noi nu putem rezolva nimic în țara asta, România, decât numai printr-o schimbare drastică a oamenilor politici, care poporul trebuie să gândească când merge la vot. Încercați. Dacă nu sunt schimbați de la primul care este un șef de partid până la al cincilea neam, nu reușim să facem nimic. Da. Nimic. E foarte adevărat. Uitați-vă la un lucru la care îl văd eu. Nu sunt bani. Nu vorbesc pentru pensionar, pentru asta. Vorbesc de un lucru așa. Domnule, nu sunt bani, dar măreți salariile la coaliții puterii. Nu sunt bani, dar dau pensii speciale. Nu sunt bani, dar altele și altele. Eu nu sunt bani, dar astăzi statul român a acordat Republicii Moldova 100 de milioane de euro. Nu, asta ar fi o problemă. Vă, cum? Sincer. Cu 100 de milioane de euro puteam să facem destule lucruri. Puntăm 2 miliarde pe lună. Eu spun ce s-a întâmplat. Da. Vă rog, domnul Ioan, vă ascultăm. Da, domnul meu. Nu numai ăsta, 100 milioane de euro, zis până la urmă că pentru o țară care prosperă, poate să realizeze. Nu e o chestiune. Dar eu mă gândesc și văd de 30 de ani incompetență în toate sferele de activitate. Da, e adevărat. Mulțumim mult pentru intervenție. Dacă vreți să mai adresați ceva, cu drag. Dacă nu ne gândim pentru o promovare de oameni care cu demnitate ei și cu gândire sănătoasă, nu facem nimic. Să și iasă în fața acei oameni, pentru că îi avem, dar stau deoparte, nu se implică în viața politică. Asta e marea greșeală. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Multă domnul sănătate, meu, toată lumea e implicată atâta timp cât merge la vot. Așa e. E, uite că nu prea merge lumea la vot. Asta e. Absenteismul la vot a devenit o regulă. Sau dacă merge să spune, domnule, nu suntem de acord decât așa, așa, așa. Pentru că ei nu poate să mai meargă în continuare dacă lumea nu-i votează. Așa e. Mulțumim mult pentru intervenție și aia frumoasă continuare. Până să-i dau cuvântul domnului Cotinghiu, domnul Condroțeanu avea în al doilea rând să ne explice. Bun. Deci partea în situația de față, cum aș vedea eu o situație, în primul rând, acești bani care îi avem în momentul de față, 3 miliarde de euro, să înceapă să meargă către modernizare și, și construcții de spitale, către școală, că am înțeles astăzi că totul se va schimba, sistemul de școlarizare, de la semestre la trimestre. Și că atunci copiii vor fi mai performanți. Eu sunt întru totul de acord cu cele 5 vacanțe, copilul să fie și un pic relaxat, să nu mai fie stresat ca să stea foarte mult la școală și așa mai departe. Tot ceea ce, orice idee bună pentru beneficiul cetățenilor și pentru beneficiul economiei este binevenit. Cei mai mulți bani care ar trebui atrași ar trebui, din punctul meu de vedere, la bugetul de stat. Cum? Prin taxe și impozite, dar nu la cetățeni și la firmele românești care nu au posibilitate să plătească, și la marile companii, așa cum se spunea aici și spunea colegul de platou, marile companii care plătești 5%. Păi nu, domnule, tu nu trebuie să plătești impozit 5%, pentru că tu ai venituri anuale de sute și sute de milioane, zeci și sute de milioane de euro în România. Păi dacă tu din 5 milioane, din 100 de milioane de euro sau 50 de milioane de euro, înainte și eu niște cifre, vreau să vă spun, tu dai doar 5% în loc să dai cât plătește orice beneficiar, orice antreprenor român, atunci este și normal că acoperind și ajutând
aceste multinaționale care își fac profituri pe și trag banii din România în străinătate, nu o să poți niciodată să rezolvi această problemă a țării. Și pe lângă asta, și mai am două fraze și cu asta închid, închid cu asta, vreau să vă spun. Mai am o idee, vă rog, imediat, păi, să nu-l ținem. Da, domnul Florin, ați fost revenit, vă rog. Da, rapid, vă rog frumos. Da. Având în vedere că e domnul doctor acolo, hai să o spun că mă doare inima așa. E chestie de management, de conducerea statului. Treaba asta cu spitalele astea COVID care s-a făcut. A început lumea să vorbească pentru că ies din spitale băia care i-a lăsat să scape de acolo și spun ce se întâmplă. Să fac cadrele astea, colegii domnului doctor au făcut protocoale cu angajații să nu divulge și au semnat să nu spună nimic, să nu divulge în afară ce se întâmplă în spital. Și vedeți și dumneavoastră că ziariștii și nimeni n-are acces în spital. Actorul când performează pe scenă, vezi că e bun și vezi ce face și îl apreciezi. E, uite, în spitale noi nu putem, nu știm ce se întâmplă. Bine, probabil că vorbiți de cazuri izolate. Domnul profesor Gherghina. Domnul Titi, multe spitale au fost în faliment înainte de COVID-ul ăsta și acum s-au redresat pe chestia asta. Stați puțin, că aici domnul profesor Gherghina știe mai bine. Lucrează de 50 ceva de ani în sistemul sanitar. Știe treaba asta că colegii dânsului n-au pacienți și vor să țină pe câte unul și ei și-au salariile și nu fac nimic. Ia spuneți, domnul profesor. Vă spun și spitalele care mulțumim pentru... Da, spuneți-ne. Să trăiți. Da, numai bine, vă rog. Eu sunt un medic care 50 de ani am lucrat în spitale. Nu este corect ceea ce ați spus dumneavoastră. Nimeni nu aleargă după pacienți, pentru că, din păcate, a fost cam patologia, adică îmbolnăvirea populației noastre a fost destul de mare și spitalele au fost asaltate, n-au fost goale. Deci spitalele sunt asaltate. În ceea ce privește ce se întâmplă în spitale, în primul rând vreau să spun că fiecare pacient pleacă de acolo cu un bilet de ieșire, cu o scrisoare medicală către medicul de familie. Nimic nu-i secret din ceea ce se întâmplă medical. Și ajunge la cunoștința publică, ajungând la familie documentele și ajungând la medicul de familie. Deci nu se menține niciun secret. De curând, astăzi chiar am citit, dosarul medical mi-a fost transmis de o cunoștință care a ieșit dintr-un spital județean și unde a fost foarte bine îngrijit și voiau să mai cunoască o părere pe baza documentelor. Foarte bine îngrijit și foarte bine investigat. Din păcate, un diagnostic mai sever. Da. Domnul Condurățean. Deci, asta e situația. Da. Corect. Domnul Condurățean. Închid ideea care am mers până acum. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, iarăși mă repet, în zona de construcții, de exemplu, autostrăzi, infrastructură, zona aceasta economică de comerț prin care am vorbit de multinaționale și așa mai departe, toate astea punându-se la punct și cu bună voință să începem să revigorăm tot ceea ce înseamnă infrastructura, măcar rutieră și feroviară, eu cred că aici vor fi bani care să vină corect către bugetul de stat și cu o dorință nemărginită de a termina această situație a României din punct de vedere rutier și feroviar și mergând foarte mult și pe zona Moldovei, unde acolo situația este dezastruoasă. Corect. Domnul Cotinghiu. Sunt lucruri bune care le auzim. Singura problemă pe care o văd este că clasa politică nu răspunde la aceste lucruri. Clasa politică nu este interesată de aceste lucruri, iar clasa politică deocamdată nu lucrează. De ce n-ar face-o? Păi, că trebuie să facă ceva ca să-i face în 2024. Haideți să plecăm de la origine. În primul rând, sunt trei elemente pentru care România a ajuns în starea care este. Clasa politică este coruptă. Marea majoritate din anii 92 sunt corupți, sunt focusați pe bani. Dar nu putem generaliza. Există și excepții, corect. Al doilea lucru, managementul dezastros. Nu știu, nu se pricepe, nu au competența. Nu interesează. De ce, așa cum a spus domnul Gherghina, sunt numai pe bază de nepotisme, de afinități politice. Vă rog, așa. Astea sunt cele două care sunt mână în mână. Corupție plus management dezastros. Și numărul 3, dar nu în ultimul rând, sunt grupurile de interes care afectează clasa politică. Române și străine. Corect. Acum, toate sunt combinate. Deci combinația este peste tot. Dar
clasa politică este, e incapabilă să treacă peste acest. Intrați în politică, domnul Cotinghiu, și o schimbăm. Nu, nu, alături nu, de oameni ca domnul Gherghina. Noi vorbim economic. Exact, noi, domnul Comșa, domnul Ion, noi în câteva luni de zile noi intrăm în inflație. Da. Noi o să avem o recesiune, noi avem o criză. Și e o criză care noi n-am mai trecut prin ea, pentru că dacă vă uitați din 90 până acum, niciodată România nu a ajuns la gradul de îndatorare, niciodată economia noastră nu a fost atât de distrusă, niciodată resursele noastre nu au fost date toate în afară, niciodată în ultimii 32 de ani agricultura noastră nu a fost în halul în care este, iar gândiți-vă că 80% din alimentele care le vedeți în magazine vin din alte țări. Vin din alte țări, nu vin în România. Românii noștri, producătorii noștri nu au acces la lanțurile, la multinaționale, pentru că aceștia îi jonglează cum vor ei. Există un lobby acolo, există un lobby de 15 ani să ridic această problemă, în care producătorii noștri nu pot să își vândă produse în lanțurile, în marile lanțuri. Iar ca să a fost, într-adevăr, dânsul a spus ceva bun de Comunitatea Europeană. Da, a fost o directivă, directiva 613 din 2019, în care Comunitatea Europeană i-a pus pe clasa politică, politicienii i-a pus în termen de un an de zile să încerce să încurajeze producătorii autohtoni să rezolve aceste probleme. Vă dau un exemplu, am foarte mulți amici care sunt de la țară, lucrează, ei nu au acces la să-și vândă produsele lor românești, pe care noi românii le-am cumpărat, că sunt da, și n-am mai avut timp să transpunem practic. O să intrăm în legătură și cât dânsul, probabil următoarea emisiune, să vorbim despre agricultori. Vă rog, aveți dreptate. În momentul de față, produsele noastre, producătorii noștri români, nu sunt acceptați de către multinaționale. Ei fac prețurile, fac niște contracte mincinoase, nici măcar scrise, nu le plătesc oamenilor banii la timp, oamenii nu-și primesc banii, iar sunt oameni investitori care au investit sute de mii de euro, iar în momentul când se vândă marfa pe rafturi, le-au spus multinaționale, stop, voi vindeți bio, se degradează prea repede, nu putem să mai onorăm comanda. Dar omul a investit, oamenii au băgat bani, au muncit, ca să-i se spună la sfârșit că multinaționale nu mai cumpără, neavând un contract scris, pentru că multinaționale refuză să facă aceste contracte. Și este un lobby acolo în care se încurajează în mod intenționat produsele din Occident, produse din afară care nu sunt la fel de sănătoase ca ale noastre. S-a dovedit, sunt multe studii pe tema asta, nu o să intru. Păi și aici și domnul profesor poate să ne spună. Media de viață românilor este mult sub nivelul mediei de viață a statelor europene. Mai scăzută a bărbații la femei față de Uniunea Europeană. 7-8 ani. Așa este. Și vreau să mai adaug la ce a spus dânsul. În 2015 s-a votat o lege în Parlamentul României prin care trebuia să intre 51% produse românești pe raft. Corect. Vreau să vă spun că atunci multinaționalele, știți ce au făcut? Nu? Și-au făcut repede niște depozite, pentru că ei, dacă au așa de mulți bani, vă dați seama, cu banii poți să faci orice, și-au făcut niște depozite, s-au dus și-au cumpărat de la micul întreprinzător român și agricultor român pe nimic, pe 0,2 lei acolo, și-au pus-o pe piață de 10 ori. Așa au făcut. 20 de ori. Și atunci au zis așa, vreți legea? Lasă că încurcăm noi. Vă încurcăm noi legea ca să preluăm noi toată treaba pe spatele nostru, punem prețurile noi pe raft și el să zică să rămână că și-a vândut cartoful sau ceapa care i-a dat. Domnul Cotinghiu, jenant. Noi trebuie să înțelegem că clasa politică nu ne reprezintă. Nu lucrează pentru noi, cu mici excepții. Și nu au interesul să lucreze pentru noi, că își diminuează profitele pe care le bagă ei în buzunar. Iar banii noștri, banii contribuabililor, banii care vin la buget, intră în firmele lor căpușe. Și miliarde de euro, dacă pompăm în acest mod în care folosesc această economie falsă, noi nu o să ajungem nicăieri, pentru că acești bani nu se regăsesc în investiții. Nu avem spitale, nu avem drumuri, nu avem grădinițe, nu educație la pământ, în ultimii 30 de ani educația la pământ, și cei care îi cunosc și cât de cât plec în afară. Și nu vor să vină, pentru că și dacă ar vrea să vină, nu au acces să intre în poziții decizionale, pentru că această caracatiță care ne conduce, este foarte greu ca ei să-și diminueze din drepturile lor. Dar să revenim la economie. Personal, cred că economia este motorul unei țări. Personal, cred că dacă economia merge, funcționează, restul putem să le aranjăm. Educația, sistemul sanitar, dacă nu sunt bani. Dar dacă nu sunt bani și banii care vin nu se duc unde trebuie, logic și normal că nu, România nu... Eu l-am dat pe domnul profesor 5 ani de zile. 5 ani, dacă vede. Dânsul mi-a dat foarte coerent, mi-a zis, păi, cu noi ne prăbușim în 3 luni. Ce să vă spun eu peste 5 ani? Așa noi este. Ne prăbușim în 3-4 luni de zile. Corect. E...
O întrebare de la un telespectator, un minut pentru fiecare din invitații. Spune domnul Runceanu Gheorghe, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Este ineficacitatea Republicii, domnilor. Sunt sigur că știți asta, însă nu recunoașteți. Adică dânsul susține monarhia, că știu despre cine e vorba, în cazul în care forma de guvernământ era monarhia și nu republica, mai ne aflam într-o astfel de situație, domnule profesor, și apoi fiecare dintre dumneavoastră. E greu de spus. Acum, toată stima față de familia regală, dar așa cum se prezint, și mai ales față de ultimul rege Mihai, și cunoaștem ce a făcut în istorie, în istoria României, dar actuala familie regală nu cred că avea soluții, ar avea soluții sau ar putea, că nu împiedică nimeni să implice și să mai implică în a rezolva aceste grave probleme. Dar dacă nu de Republica avea monarhie după 1990, credeți că situația era puțin diferită? Sau? Personal nu cred. Bun, domnul Cotinghiu. Venind dintr-o țară, în Marea Britanie, sunt și britanic, pot perfect să vă spun că în Anglia regina se implică în anumite chestii. Bine, are un rol limitat. Nu chiar în orice. Nu poate să se implice în politică. Adică poate, dar numai așa. Știu, caracter de sugestie. Referitor la România, mi-e foarte greu să cred că monarhia ar fi fost soluția. Probabil, dacă ar fi avut oameni, că totul se rezumă la oameni. Dacă ar fi avut oameni capabili și probabil că lucrurile ar sta diferit, dar în același timp și cei care n-au condus, dacă ar fi avut alți oameni, probabil lucrurile ar fi stat diferit. România în momentul de față este foarte greu să spunem a cui e vina. De fapt, noi știm a cui e vina. Sunt prea mulți ca să începem să arătăm cu degetul stânga-dreapta, că nu e numai un partid, nu e numai un om, iar monarhia nu cred că ar fi salvat, mai ales că am văzut acum, a fost un nu-i mai știu, problema cu terenurile la Băneasa, în care un membru al familiei regale a fost la închisoare, sau am înțeles că i-a dat o sentință judecătoare. E vorba de Paul de România, da. Noi respectăm monarhia, dar uitați că și la ei sunt probleme. Nerecunoscut însă de familia regală, domnul Paul. Nerecunoscut, da. Domnul Condurățean. Vis-a-vis de subiectul ăsta, cu tot respectul pentru monarhie, dar nu cred, nici eu nu cred că ar fi putut să facă să aducă România pe un alt, la un alt nivel. Da, am înțeles. Pe final, 30 de secunde fiecare, ineficacitatea, ineficiența statului român poate fi totuși, zic eu, limitată sau să ne așteptăm la mai rău, ca așa, ca o percepție de viitor, domnul profesor. Dacă vă uitați la mine, mai rău poate să vină dacă nu se implică și nu se întâmplă reglementările la care s-a referit și domnul profesor Coșa și ne-am referit și noi. Nu se poate. De exemplu, în prețul energiei. De ce nu se rezolvă infrastructura ca să funcționeze 100% în producția electricității? Mă refer la hidroelectrică, la termoelectrică, care este aproape abandonată în condițiile în care Polonia și Germania continuă să o practice. Deci sunt o serie de lucruri care mai trebuie să făcute și care nu se fac. După aceea, energia eoliană, energia solară, energia nucleară, unitățile nu funcționează la prețul la maximul lor. Iar unitatea 1, care asigură 20%, trebuie complet utilizată, retehnologizată și care costă cât jumătate din una nouă. Deci sunt lucruri lăsate de izbeliște în producția electricității. Nu știu dacă mai funcționează acele căpușe pe lângă hidroelectrica. Da, care oricum deci, deja strânește arată încă interesul dată, arată încă o dată incapacitatea statului, respectiv a guvernului și a coaliției politice care stă în spatele lui, de a gestiona și a managerea aceste situații, inclusiv cu infrastructura rutieră și altele. Acum e criza energetică și ea ne doare. Domnul Condurățean, la vis-a-vis de ineficacitatea statului, vreau să spun că statul este în momentul ăsta blocat dintr-un singur punct de vedere. Odată ce au venit aceste multinaționale în România și noi am fost capabili să vindem absolut tot, să nu mai avem, să ajungem o țară de consum, aici am ajuns. Și de-aia este ineficacitatea aceasta este primează, ca să zic așa, în țara noastră. Dar, vis-a-vis de treaba asta, eu sper ca până la urmă, și repet, eu sper ca până la urmă partidele, cele două partide și guvernul actual să poată
să poată să găsească toate pârghiile necesare, măcar să depășim această situație. Sperăm, domnul Cotighiu. Colegul meu, admir optimismul dânsului, dar nu văd, până la alegeri, nu văd ceva coerent, o politică coerentă care să ne scoate din problem, din dezastru în care suntem. Da. Mulțumim mult, mulțumim pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. O seară frumoasă continuare, ne vedem mâine seară la aceeași oră, numai bine. La testimonie.